Bună ziua, domnul Nanu! Bună ziua! Ce faceți? Ea mic, oile! Dar ce au făcut la un colțip ăla mic? Dragoste, băi! Dragoste, câini! Ce faceți? Bună ziua! Bună ziua! Vă trimis domnul Mihai să vă întreb ce mai faceți și cum e viața dumneavoastră aici la... Apătăt cu munca, cu oile! Vă place? Ai copii pe la oi? Da! Câte oi aveți? O 500 aici! Mergem cu ele? Mere! Dar cum de fratele dumneavoastră Marian are în partea alantă, Mihăiță în partea? Așa, suntem duși fiecare. Hala, tata! Acum le... Le duc la apă. Ați început să le dați mălai, nu? Nu, numai se strânghi pe urmă. Câte oi aveți? 500 dumneavoastră sau sunt... Nu, suntem la oaltă, mai mult. Toate surcană? Da. Hala, tata! Ce probleme întâmpinați aici, așa, în general, de zi cu zi? Care-s problemele? Aici nu avem așa probleme. Hala, tata! Aici nu aveți lupi? Sau... Da, mai umblă și lupul și ursul. Mai umblă noapte. Hala, tata! Merg la apă, că lipseai. Hala, tata! Da. Cum îi spune la zona asta? Aici îi spune în râtul mare. Dar aici e dipsa sau dipsa, nu? Dipsa, dipsa. Hala, tata! Hai, vezi! Hala, tata, mă! Văd că aveți și capre. Avem și lucruri de tata. Hala, tata! Hala, tata! Fii atent ce frumos vin. Hai, da! Hai! 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 Nu ne spuneți povestea dumneavoastră, cum ați început să... Păi de mic copil, te la voi, aici cu el. Dar de aici vă trageți, din zona asta? În Galați, Bistrița, e de loc. Au avut părinții sau? Nu au avut părinții, bunici, bunicu mai copil la voi. Părinții nu au avut, bă. Dar în zona asta au fost ceape, au avut oi sau nu? Nu, nu știu de ce ape, eu de când mă știu nu știu ce ape. Pișco! Ce ceapea mea! Hai să! Pișco! Sunteți numai singurele? Cu încă un om mai bătrân. Adică nu e așa bătrân. Pișco! Îl aveți angajat sau are și el? Nu e angajat, are și el aici cu noi. A fost câteva. Pișco, capra! De la ce vârstă v-ați apucat de când am scăpat de clasa 8-a, pe la ori. Din 8-a? Da. Și acum câți ani aveți? 35. Păi aveți 21, dar numai de asta ați făcut. Da, ce bine. Am fost și la drum cu ele, cu un preacin la Galați. Ce înseamnă la drum, dacă nu vă spărați? Transumanță de asta, merem cu ele până la Baia Mare, la Dejla. Am dormit în omăt. Ați fost? Ia, da. Povestiți-ne, haideți, că e, cred că e prima persoană care a zis că a mers așa departe. Da, am mers cu ele la drum, cu un coleg acolo de la Galați, Bistrița. Ne-am dus acolo, la mălaie, la râturi. Da, de ce ați mers acolo, practic? Păi așa nu prea mai fost mâncare și n-am prea avut fân așa mult înainte și ne-am dus acolo, la mălaie, la era treaba mai bună lor. Cât timp ați făcut pe drum? Aproape 2 săptămâni. 2 săptămâni? Da, zic cu noapte, pe Pedro. Și cu ce cărați alimentele? Aveați măgar, nu? Avem măgar, pe măgar. Și la câini. Și acolo nu v-a atacat nimeni, urs, lup? Nu a umblat, lupul nu a umblat, nici ursul pe acolo. Pe aici umblă mai tare, lupul și ursul. Mai ales noaptea. Da, aveați alimentele, ați luat pe dumneavoastră 2 săptămâni sau mai vine cineva să vă... Am luat și am avut bani la noi, ne-am cumpărat de pe la magazin. Dar ce, așa se practică, că nu aveți aici, duceți în altă parte? Acum nu mai ne lasă să mergem pe drum cu eu. Am cam aici ne-am stabilit, numai. Numai ne... Vreți să le mai înmulțiți sau nu? Da, le mai înmulțim. Cât putem.
toată lumea zice că marea problema a crescătorilor de animale este nu mai găsești forță de muncă. Nu mai găsim oameni deloc, numai noi a noștri, care ne știm la oi atât, în rest, nu mai găsești. Greu găsești un om și să stai la oi. Dar noi suntem învățați și cu greu și cu ușor. Tot aici. Mergem după ele? Merge, ne plimbăm, că domnul Mureșan poate să stea. Mă, să știi că tot timpul am vrut să întreb cum e acolo cu transumanța asta, da? Da, e greu acolo. E greu, nu? Mă fric de la câte dor noaptea jos. A simțit fricul? Adică în... La picioare, numai atâta, în rest n-am probleme cu nimic, numai la picioare, mi-am degerat picioare. Deci ați dormit în bondă, cum se zice? Bondă, da, jos, în o mătă era mare. Acum poți să mergi cu microbus. Dau un exemplu. Deci da, pe dealuri cu jeep-ul. Mai nou așa, cred că le duc cu tirul și le duc numai acolo, dar înainte, jos. Asta a fost acum mult timp. E vreo câțiva ani buni. Nu știu exact de câțiva ani. Se ducă liseaici în camera. Da, vezi fântână aici? Da, încolo un pic. Anul ăsta a fost un an secetos. Ați avut probleme cu apa, nu? Nu am avut, că avem lac. Avem făcut lac aici, în pășură. Nu văd, am zis că nu vă fac nimic. Câini văd că aveți destui de mulți. Avem. Păi ăstea nu fac față cu mine, urcă doar. Am într-o noapte, eu fă venit, apoi tot patru între ele mi-au luat un berbec de la mare. Aici? Da, da, aici, mai încolo, eram pe un părău. M-am dus înaintea lor și tot patru între ele mi-au rupt un berbec de la mare. Dar oricum, fără câini nu aveți ce face. Nu, dar și cu ăștia nu fac față, câini se zice că nu fac. Păi aveți 10 câini pe puțin. Cam așa, dar la două turme, nu la unul. Dar s-o luat după mine. Că e de-a țelile aia, nu fac așa. Nu le după ea. Ăștia dau un strung ăștia doi. Nu, nu ne trebuie strungar. Nu? Ăștia doi dau un strung, amândoi. Aia, din tot. Dar la urs? Te poți spune că el nu, doar câinii se duc, nu, nu mergeți dumneavoastră, nu? La o venit și la mine, am pățit în cază că o venit și la mine, o lăsau aia și a venit după, a fugit după mine. Da? Da. Anul trecut a fost treabă. Și ce ați făcut? Am luat-o la fugă, ce să fac? Ați fugit, nu? Am văzut că vine după mine, gata. Și odată m-am băgat, i-am scos un cârlan și iar a venit după mine. Eu trăgeam de cârlan, el vine după mine. Deci în afară să fugi nu ai ce să faci. Nu, nu, nu. Dar câinii efectiv să luptă cu ei? Păi sar, dar nu cred că s-ar băga să apropie de el. Nu. Totuși, sunt mari? Aici sunt mari urși sau sunt ăștia mici? Dar lup, și lup, ce-i tare, mamă. Lup? Da. Bă, da, am înțeles că șacalii sunt cei mai... periculoși, da. Că ea nu-i simte. Nu știu, n-am văzut așa aproape deloc. A. Și tu aici dormi, pe hotar? Da, uitați, acum e în fundul ăla. Unde se vede în fundul ăla, chiar acolo trebuie să ajung cu oile, acolo în stână. Cam acolo nu-i după dâmba aia. Și financiar ce considerați? O afacere bună? Da. Mulgeți și faceți brânză? Da, mi-ați vara mult, am făcut brânză. Am mult și câte unul singur. Că n-am avut oameni. Asta e tot, n-am mai că unul singur. Ați mult unul singur, 502? Aproape 500, da, unul singur. De două ori pe zi? Dar nu vin oameni sau? Am avut, a dus și ghipila satul nou și zice, nu o stat, o săptămână și s-o duc. Bater bani le-am dat, cât nu i-a dat nimeni, dar... Numai dacă le ieși în față, le oprești, altfel se duc la aia. Și că nu mai sunteți dumneavoastră, ce credeți că se va întâmpla? Generația dumneavoastră? Nu știu ce se mai poate întâmpla. Mihai ți-a zis că la abator cu tot, că nu mai are cine să... Păi cred că până la urma urmii abatorul ia lor, nu mai. Da, asta e țurcana, oaia țurcana, este de mai multe feluri. Nu, eu așa știu de rasa asta, că nu știu altă. Da, asta e simt? De alea de carne, de alea nu-mi plac, nu.
dau randament, dar nu. Rasa asta este cea mai da, pentru da, zona noastră? De când mă știu eu, de atâta ani, numai foarte bun și de lapte, și miei, și cu mine. Și de când vindeți miei, mulgeți. Și brânza o faceți dumneavoastră sau aveți? Avem acolo la frână omul ăla și la cai și numă turmă de ploapte și alea la alte stări pe altul la el. Încă nu le-am estica la ăla. Copii aveți? Am două fetițe. Să vă trăiască. El le aduceți pe aici? Mă, nu le aduc, la mama ei, despărțiți de mei. L-au dus din cauza asta, când eu te la uia asta. Fiști! Da-te acolo! Fiști-o! Hei! Hei! Da-ți era! Mamă, ce fain se duc! Da-ți era! Practic le adună la un loc, gata, nu? Gata, bă, gata! Da, da. Foarte mult. Bă, dar ai văzut cât de mic este și cât de mult se ocupă de ele? Mai mult sau nu? Gata, că nu. Atâta câini n-am văzut la nicio stână, serios. Nu prea. La două turme, că altfel nu. Merg în sus? Aici trebuie să se oprească. Aici e fântâna? Nu, e mai departe, mai întâi. Păi dar unde le dați apă? Avem un lac și la fântână, avem fântână cu halaie și vine prin cădearea apă. Ați concesionat? Avem pășuni la primărie, are aici ăsta patronul mai mare care e aici cu noi, el e cu pășunile. Ce frumos, uite ce zonă faină, aveți iarbă, mă, este iarbă, nu? Este, dar dau tocăturile și-am scăpat la mălaș. Este și-i mult, până și de scoți, tot pășun. Total dumneavoastră este? Nu, aici iau oamenilor normal, pe aici, prin sami. Mă, dar nu știu cine a zis, până în ce dată după aia aveți dreptul să... Mergeți cu oile. Păi da, nu, de la 5 octombrie, din Paște. De la hotar, așa mai mare, pe aici. Gata, aici așa, gata, nu. Poftim? Zic, aici așa, așa, de putea n-are înaintea lor, dacă mai stau, zice, dacă nu trebuie să duc. Că e drumul pe acolo, nu e așa, că se duc singur, nici. Fii atent ce crăpat e pământul, mă. Da, că nu a plouat. Păi eu cred că trebuie 2 săptămâni apă până să... Da, pe îngăurile astea intră apă. Bă, așa par puține, nu par să fie 500, de fapt, în general, oile adunate. Nu. Și grămadă, nu sunt răștiate. Hala, tata! Câte capre aveți? O 30. Bă, dar lumea, oamenii în general spune că capele nu sunt bune printre oi, e adevărat? Sunt foarte bune vara când e cald, că pornesc oile. Ele pornesc? Da, ele și așa se dormit, am una înainte, ele sunt căpitani. Hala, tata! Hala, tata, tu! Taca, taca, taca! Domnul Nanu, v-ați fi văzut făcând altceva? Nu, a fost angajat și la drumul, dar nu mi-o părut. Nu. Nu. Hala, tata. Nu. Hala, tata. Ia. Caprele, mă, uite ce frumos se duc. Ia-le că ptani, că altfel oile n-ar fi americ, stau grămadă. Hala, tata. Hala, tata. Hala, tata. Hai, tu, hai. Hai, tata. Mă, dar ce, aveți cerere pentru lapte de capră? Nu prea, că le mulgem pentru noi, că am dat o grămadă de lapte azi. Dau lapte? Da. Fii atent, cu un pic de mălai. Uite și cum intri.
trag, mă. Pisca! Până la cât vreți să ajungeți? Că a spus că pământ aveți, hotar este. Este. Ținem câte puțin. Acum aveți mii mulți care ați ținut. Avem, avem. Acum. Și practic de la an, de la an, mielul anul viitor este deja oaie, nu? Adică poate să... Da, nu la an, la anul ăla. Trebuie 2 ani? Da, 2 ani. Uite acum când sunt și răcitați. Sunt multe. Stai că îngămași, sunt răstrânsă, dar... Sunt prea și mai tare, cât e loc, piretul ăsta. Ta-la-ta-ta! Ce frumos se văd acum așa. Da, cum sunt prășeați. Da, uite, vezi cum se separă caprele de ele. Da. Practic, acum dacă stau caprele, stau și oile? Ar trebui, da, să stai, că nu stau ele înapoi. Când nu sunt înainte, stau oile. Uitați ce fain stau. Dar când merg înainte se duc după ea. Câinii stau fain. Ce le dați de mâncare la câini? Le facem o păreală, le făină. Au zis că le dă granule. Asta mușcă? Nu, mă. Este campion la lup. Da? Campion la lup? Da, ăla. Ăla dă primul tun. Stai la tata, mă. Domnul Naniu, vă las. Mi-a părut bine să... Mai bine, Doamne ajută. Și când să mai venim pe la dumneavoastră acolo la stână? Când vreți dumneavoastră. Să sun pe Mihai? Da, în țar, puteți, vin. Când vreți. Faine să mă. Nu te urăști așa zi de zi? Nu, o să învățam. Nu, bine, n-am. Salut!